Am luat locul 3 la campionatul național de sală. Sunt fericit că am reușit să sar. Îmi doream să sar mai mult. Chiar m-am pregătit foarte bine sezonul acesta, dar văd că e din ce în ce mai greu să abordez înălțimi mari. Am avut puține probleme cu elanul, dar adversarii mei au fost mai valoroși decât mine astăzi. Cum este să fii sportiv de performanță în această perioadă a pandemiei? Anul trecut a fost puțin mai greu pentru că nu s-a știut cum să abordăm situația, de cum să ne antrenăm, unde să ne antrenăm. Am început târziu pregătirea pentru că am avut probleme cu stadioanele, toate erau închise, parcurile au fost închise, știți cum a fost situația. Dar în momentul de față, sala de atletism pentru performanță este deschisă pentru lotul național. Cu toate acestea, anul trecut ai câștigat tot ce se putea câștiga. Da, anul trecut am câștigat și campionatul național de sală și de aer liber și Cupa României. Și sunt fericit că am reușit anul trecut să obțin aceste titluri. Și îmi doresc ca în vară să mă apropii din nou de vechea mea valoare, nu aceasta, dar mă bucur că încă pot să fac și nu am dureri foarte mari. Spuneai că vrei să faci o nebunie, să particip la un campionat de probe combinate? Da, am spus întotdeauna că în viața asta vreau să termin probele combinate heptatlonul din sală și voi încerca pe 20 martie să văd dacă pot să termin această competiție. Anul trecut ai devenit și tătic. Cum se împacă meseria de atlet cu cea de tată? Am crezut că este puțin mai greu, dar m-am bucurat tare mult când a apărut băiatul meu. Este un băiat cu minte, doarme noaptea, nu am avut mari probleme cu el și pot să spun că e un lucru extraordinar să ai copil. O ajut pe soția ta, schimb scutece? Da, cu siguranță. O ajut, pot și asta este motivul pentru care ne înțelegem și așa bine și totul decurge cum trebuie. Este așa o dorință pentru 2021 din punct de vedere profesional? Ce target-uri ți-ai impus? Nu am dorință neapărat. Vă dați seama, ca orice atât de mare performanță își dorește să se califice la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar nu fac un țel din treaba asta și o să muncesc la fel de mult cum am muncit în fiecare an ca să-mi ating obiectivele propuse.